Mânios. Pot să spun că nu. Simt că sunt sabie de foc, mai cu seamă pentru ceea ce Cristian Tudor Popescu a spus că nu a fost, câtuși de puțin creștin. Că nu a fost credincios. Oricum poate dracu să spună că Dumnezeu e Dumnezeu, spunând că El este Dumnezeu și Dumnezeu e Satana. După ce știm, după ce putem cântări că un geniu a idoma lui Mihai Eminescu este în duh și în adevăr, fiindcă prin tot ceea ce au făcut, se naște etern în prezentul continuu, prezentul cel dumnezeiesc. Așa se face că tot ceea ce au spus, atunci, astăzi rămâne, dar sperăm ca mâine să nu mai fie valabil în partea cea bună. Mulțumesc! Domnul Popescu, că Eminescu a prevăzut asta și a spus așa că lauda lor însă, a oamenilor de asemenea talie, l-ar mâhni peste măsură. El a fost lăudat de marii gânditori neamului nostru. Așa cum s-a spus deja, el a fost lăudat de intervenicii noștri, de Mircea Eliade, da, care spune că dacă ar veni un cataclism peste acest neam și n-ar rămâne decât o carte scrisă de Eminescu, civilizațiile care ar veni și ar citi-o ar ști ce a fost acest neam. Da? Și mulți ați gânditori. Versurile s-au vorbit aici. Păi în versurile lui Tudor Anghezi se regăsește Eminescu. În versurile lui Lucian Blaga se regăsește Eminescu. În versurile lui Nichita Stănescu. Iată, mari creatori a neamului se regăsește Nichita Stănescu. Ne pare rău pentru aceia care nu știu să vibreze și nu cunosc ce înseamnă românismul. Păi să ne gândim puțin la mari gânditori și ai altor neamuri, că tot vorbim. Fichte, da? Contemporanul lui Eminescu. Păi dar Fichte nu a militat, nu a avut și această dimensiune pentru poporul său? Bineînțeles că a avut-o. Bancă, el ce spunea? Conducătorul lui trebuie să conducă celelalte neamuri, că sunt o rasă superioară. Mă încerc că dacă mă înșeală memorie. Da. Dacă ne gândim la Dostoevski, toată lumea îl cunoaște, da? A vrut să spiritualizeze Europa. Noi nu am avut, Eminescu nu a avut naționalismul sau această megalomanie. Nu. El a vrut țara noastră să fie a noastră. Și credem noi că suntem îndreptățiți. Acum am totuși o întrebare. Sigur. Cunoașteți undeva unde măcar o singură dată Eminescu s-a numit pe sine naționalist? Nu. Eu consider că Eminescu intră în deplină normalitate, precum mâna dreaptă e mâna dreaptă, mâna stângă e mâna stângă, cele două picioare și restul organelor fiecare cu funcțiile sale. Așa înțeleg eu naționalismul, nu precum steaua cu pentagramă satanistă la cușma lui Satanin. Naționalismul clamat, mergând pe criterii strict ideologice, este un naționalism dictat pentru a scoate valorile mai slabe de îngeri și a le elimina într-o timorare a poporului român. Eu nu am teme de faptul că Eminescu poate dispărea, pentru că sfinții nu dispar în veac, pentru că adevărul este de neatins. El a propovăduit adevărul a idoma Sfântului Ioan Botezătorul, ordonându-i se tăcerea, la fel ca și aceluia. Noi trebuie să știm că dacă a explodat centrala nucleară de la Cernobâl, nu iau iod, că fac cancer, iau zeolit, că l-ai din pământ și se elimină radioactivitatea. Eu știu că dacă sunt injectat prin noi generalisim ai Academiei Române, unși politic, la apelul de seară spre a desfința limba Eminescu, dând noi criterii, care sunt mai mult decât regretabile, ne putem conserva, din punct de vedere genetic, lingvistic,
limba noastră, pur și simplu vaccinându-ne cu vaccinul naturist Eminescu. Și cu asta am încheiat. În momentul în care s-a realizat reintegrarea Dobrogei, Eminescu a scris despre asta și el vorbește asta ca să vedeți naționalistul, da? Eminescu, dacă tot am atins această dimensiune, nici n-aveam cum să nu o facem în contextul anului 2018. El spune cât respect avea față de locuitorii acestui pământ. Spune să se organizeze un plebiscit. Da? Un referendum. Să se țină cont de locuitorii de aici. Știa foarte bine că în acest spațiu există atâtea etnii. Să se țină cont de ce gândesc ei, de ce vor ei. Acesta este naționalismul pe care l-a promovat și vor acum să îl prezinte pe Eminescu antisemit. Ne pare rău. Nu este adevărat. Să-l citească pe Eminescu, le recomandăm acela. Ce este rău în a fi naționalist? Păi? Ce este rău? Dacă deja începem să ne argumentăm și să explicăm celor din jur, considerând naționalismul ca o boală, înseamnă că spălarea creierului a avut loc. Fraților, e normal să fii naționalist, să iubești țara. Este obligatoriu chiar, dar am spus că naționalismul lui Eminescu nu a fost unul megaloman, din contră. A fost un naționalism care s-a... Nemții sunt naționaliști, americanii sunt naționaliști, englezii sunt naționaliști. Europa trebuie să ne accepte și pe noi, nu pe patul lui Procus. Să nu ne taie picioarele valorilor noastre totem fundamentale, să ne accepte. Iar Eminescu este o valoare totem. Naționalismul e spiritul de conservare firesc al oricărei națiuni. Și dreptul și obligația oricui. De a-și apăra identitatea. Respectând toate celelalte valori din întreaga lume. Altfel, nu mai ești naționalist. Dar nu trebuie să clamezi că ești. Da, sigur, sigur. Nu te pot lua, dacă ai 2000. Aceasta, da. Cine spune că Eminescu a fost și este antisemit? Și o să are un moment, tot un moment Eminescu cu muzică și servi un pahar de vin. Dacă doriți, continuăm discuția asupra. Nu, dar ne face nu se încheie cu aceasta. Dacă doriți, o continuăm, dar tot așa, în aceeași lumină jos, nu, putem coborând. Da, da. Deci cine spune că Eminescu a fost antisemit, înseamnă că este ori nu i-a citit publicistica articolele, ori este răuvoitor, ori este nu, are o agendă secretă. În publicistica lui Eminescu nu apare nicio tentativă de antisemitism, dimpotrivă, și ca să vă dați seama ce înseamnă antisemitism pentru un popor român, în 1928 erau 6.000 de evrei în principatele române. În 1859 erau 160.000 și în 1878 erau 260.000. Din care cât cazari? Majoritatea erau cazari. Majoritatea. Toți. Așa? Sau toți, mă rog. Și în 1937 erau 800.000. Da. Așa, și în 1938 erau 1.000.000, din care 250 nu aveau naționalitate română, pentru că în 1919 și 1921 s-au dat două legi, toți evreii care făceau o cerere la primărie, în 3 zile primeau cetățenie română. Asta a fost una din condițiile care ne-au fost impuse și la, la Berlin și la Paris. Deci, noi nu am fost un popor antisemit, dimpotrivă, suntem acuzați de antisemitism. Iar Eminescu spunea, acești evrei nu trebuie să facă țară în țară. La ce se referea țară în țară? Se referea la faptul că ei se baricadau în niște ghetouri, niște cartiere, în care nu lăsau să vină să-i deranjeze cineva asupra obiceiurilor lor. Ei ieșeau în spațiu public, numai ca, la băcănii, numai acolo unde acaparaseră toate profesiunile liberale și numai acolo intrau în relații cu românii, în rest românii nu aveau acces în comunitatea lor. De aceea
Eminescu spunea, ei vor să fie țară în țară, să facă la fel ca cum fac toți românii, să fie români adevărați și nu să nu supărarea facă... Lui Eminescu a pornit, supărarea lui Eminescu a pornit de la momentul Botoșani, la 1800 și situație pe care o cunoașteți, când toți brăslașii din Botoșani, există documente descoperite relativ recent, în anii aceștia, toți brăslașii din Botoșani au fost radiați din evidențe, li s-au fost, să zicem, într-un fel naționalizați, li s-au luat toate mijloacele și prin acele cozi de topor, tot ceea ce au avut ei, s-au dat evreilor, oamenilor, dându-se nici cu compensație. Atunci a fost pe punctul să iasă o răzmeriță mai mare ca la 907. De aceea Eminescu s-a supărat foarte mult, dar Batista se pune în continuare pe țambal în această chestiune, în care și Nicolae Iorga și până și Titu Maiorescu, unul dintre cei care l-au mazilit pe Eminescu, a luat atitudine în Parlamentul României la vremea respectivă. Există în format electronic documente cu privire, stenogramele conferințelor lui Iorga și a lui Maiorescu. Și asta... Da. Vă mulțumim pentru participare. Să încheiem că cu ideea că seara aceasta, prin prezența celor care au participat la această conferință, a fost o sărbătoare a iubirii. Iubire de țară, iubire de neam, de religie, tot ce se poate iubi. Vă mulțumesc foarte mult. Succes mai departe, domnul președinte al Fundației Sfinții Martiri Brâncoveni. Ar trebui să mai ne invitați la alte tipuri de sărbătoare, nu numai a iubirii, poate a bucuriei, a tradițiilor, a... 24 ianuarie, unirea. Mulțumim foarte mult! Deja suntem prezenți aici cu toții. Mulțumim foarte mult!